Salut, sunt Ilia și astăzi noi vom rezolva integrarea cu parametru. Trebuie să găsim valoarea parametrului a pentru care are loc condiția integrala de la 1 până la a x la 2 minus 1 dx este egal cu 2 pi 3 cu condiție că a trebuie să fie mai mare ca 0. Ce trebuie să facem? Integrala nedefinită ne dă o valoare oricare, respectiv b, și această valoare obținută trebuie să fie egală în cazul nostru cu 2 p 3. Înseamnă că noi trebuie să calculăm în primul rând інтеграла дефініта, що результатом обтінути це ігалем куди під 3. Інтеграла діла уну нала а, х ладово мінус уну дх в офігал. Інтеграла діла х ладово істі х ла 3 під 3 мінус інтеграла діла уну істі х. Ін парантеза діла уну нала а. Чи урмяза се калкулем інтеграла дефініта ка к ліміта дісус мінус ліміта діжос. А ла 3 під 3 мінус а ін парантеза 1 3 1. Și obținem. Aici va rămâne ala 3 p3 minus A minus O 3 minus 1 ni de 2 3 cu plus. A această volare care n-am obținut este B, și ea trebuie sfigală cu 2 p3. În continuare noi vom avea. Ala 3 p3 minus A plus 2 p3. va fi egal cu 2 pe 3. Observăm că asta și asta se va simplifica. Vom avea a la 3 pe 3 minus a și este egal cu 0. Înmulțim toată expresia cu 3 și obținem a la 3 minus 3 a este egal cu 0. De aici noi scoatem a ca factor comun. Vom avea a la 2 minus 3 și este egal cu 0. Și de aici rezultă că sau a va fi egal cu 0 sau a la 2 minus 3 va fi egal cu 0. De aici rezultă a este egal cu 0 a la 2 va fi egal cu 3, A egal cu 0, A egal cu radical din 3 și A egal cu minus radical din 3. Răspunsul final va fi S este egal cu radical din 3. Din cauza că A este egal cu 0 și A este egal cu minus 3, nu corespunde condiției A este mai mare decât 0. Sper că lecția a fost de folos. Succes ție la matematică!